Bine, am regăsit la știrile orei 14, doamnelor și domnilor. Au fost discuții inutile la Palatul Victoria. Premierul Mihai Tudose a vorbit timp de 2 ore cu reprezentanții celor 43 de organizații care au organizat protestele față de legile justiției. Protestatarii au cerut șefului guvernului să-l demită pe Tudorel Toader, să sesizeze Comisia de la Viena și să amâne legile justiției. În schimb, Tudose nu a oferit niciun răspuns concret. Cu mai multe detalii vine colega mea, Diana Bonet. Ascultăm, Diana, bun găsit! Bun găsit! În urmă cu puțin timp s-au încheiat, iată, discuțiile de la Palatul Victoriei între șeful guvernului și reprezentanții celor 43 de ONG-uri. A fost vorba despre 7 reprezentanți ai acestor ONG-uri care, iată, i-au cerut șefului guvernului să ia măsuri prompte cu privire la ceea ce se întâmplă în stradă. Îl am alături de mine pe Mihai Tudorică de la Rezistența, care ne poate spune ce s-a întâmplat, de fapt, la discuțiile cu Mihai Tudose. Bună ziua. Este un început de dialog între asociațiile care au semnat scrisoarea de cerere de audiență și premierul Tudose. A fost o întâlnire prin care noi am adus la cunoștință cerințele noastre, acestea fiind în număr de 3. Prima, și considerăm noi cea mai importantă, a fost aceea de împiedicare de intrare în efect a modificărilor la legile justiției printr-o ordonanță de guvernă, de urgență. A doua cerință a fost ca primul ministru să sesizeze Comisia de la Veneția referitor la aceste modificări menționate, iar a treia cerință pe care am avut-o a fost aceea de demitere a ministrului Justiției Tudorel Toader, pentru că noi considerăm că acesta și-a pierdut credibilitatea și nu este un partener de dialog cu noi în momentul de față. Trebuie să menționez faptul că a fost o întâlnire de informare, a fost o întâlnire în care noi am dialogat, nu am negociat, nu au fost negocieri. Noi nu putem să negociem în numele nimănui, pur și simplu i-am spus primului ministru care sunt cerințele noastre. A părut Mihai Tudose deschis la dialog? Da, primul ministru este deschis la dialog. Asta nu o considerăm neapărat, nu este o victorie, nu este, este deschis la dialog, ne așteaptă și în alte situații să discutăm. Dânsul face apel și la alte asociații de profil diferit să dialogueze cu dânsul, asociații din zona ecologiei, protecției mediului și așa mai departe. Este deschis la dialog. Noi am cerut sesizarea Comisiei de la Veneția și prorogarea prin ordonanță de urgență a aplicării legilor justiției. A treia solicitare pe care am avut-o a fost demiterea imediată a ministrului Justiției Tudorel Toader, care de mult nu mai este un partener credibil din punct de vedere moral și profesional, atât pentru societatea civilă, atât pentru instituțiile independente ale statului, cât și pentru partenerii externi. Din cele 3 solicitări, protestatarii au primit răspuns numai la una dintre ele. Din cele 3 solicitări am primit un singur răspuns și răspunsul este pe sesizarea Comisiei de la Veneția. Nu este un răspuns categoric la acest moment. A zis că în următoarele zile se va interesa asupra discuțiilor pe care le-a avut ministrul Justiției cu Comisia de la Veneția și va lua o decizie în consecință. Organizațiile au anunțat că protestele vor continua în aceste condiții. Această întâlnire nu este îmbucurătoare din punctul nostru de vedere și, evident, soluția este în continuare proteste și, încă o dată, proteste până aceste legi ale justiției și modificările la legislația penală vor fi stopate cu totul. La scurt timp după ce